Salut! Noi suntem Maria și Ioana, iar tu asculti de fusta mamei și toate de dedesubturile, adică o serie de discuții cu substrat între mame despre psihic, transformare, respect și viață în general. În episodul de astăzi ne propunem să dăm câteva răspunsuri femeilor cu privire la sex. Uh, mai... Precis, ne dorim ca ele să își redescopere cumva puterea de a, se primi, de a primi și de a se oferi bărbaților lor. Ceea ce știm deja este că majoritatea femeilor intră foarte greu în contact cu femeia lor sexuală, că înțeleg destul de greșit plăcerea și au și această, simt această datorie să o mimeze, să o falsifice ca să fie de succes pe la, în latura aceasta. Iar când devii mamă, lucrurile se complică și mai mult. Dincolo odată nașterea unui copil, femeia se transformă, iar în această devenire a ei, multe dintre gândurile și comportamentele anterioare nu-i mai servesc și devin niște bariere generatoare de durere și frustrare pentru ea. Astăzi eu avem, avem o invitată foarte frumoasă, cu o prezență intimidantă, vă spun sincer. Sunteți doamna doctor psiholog Gabriela Marin, psihosexolog Gabriela Marin. Vă mulțumim că ne sunteți alături și să schimbăm împreună mentalități și să dăm poate câteva noi repere acestui subiect. Bine ați venit! Mulțumesc, bine v-am găsit și mă bucur să fim aici împreună și să vorbim despre acest subiect foarte interesant și foarte rar abordat, despre schimbările care au loc în mentalitatea și în corpul femeii după naștere și mai ales schimbările acestea legate de sexualitatea femeii. În general, să știți că nu-mi plac interviurile acestea care trec în revistă ca un CV cu elementele cheie din cariera invitatului, dar în cazul dumneavoastră este relevant și, dincolo de asta, este impresionant, așa că o să vă fac o mică introducere. Sunteți absolventa Universității de Medicină și Farmacie la secția de Medicină Generală. Dacă îți spun pun prostimă, corectați dumneavoastră. Sunteți psiholog cu liberă practică, atestată de Colegiul Psihologilor din România, și aveți triplă specializare: da. Psihoterapie cognitiv-comportamentală, Psihoterapie și Hipnoză Ericksoniană, și Psihoterapii scurte. Dar, pe lângă cele trei specializări, foarte important pentru noi astăzi este și aceea de sexolog, în urma unui curs postuniversitar de la Sexologia Clinică la Universitatea. De medicină și farmacie din București, și bineînțeles că lista poate continua, pentru că dumneavoastră faceți foarte multe workshop-uri și cursuri și uh, v-ați dezvoltat foarte mult pe partea aceasta. Și întrebarea mea către dumneavoastră este de unde, cu un asemenea background și un asemenea interes pe care dumneavoastră îl aveți, de unde această pasiune și această dedicare subiectului? Cred că din totdeauna și citind primele cărți legate de sexualitate și aici mă refer la cărțile care au apărut în primii ani după Revoluție, cărțile lui Osho, în care vorbea despre sexualitatea spirituală și ca orientare, aș vrea să fac cunoscut cât mai mult această diferență dintre sexualitatea brută și erotism și acum sunt foarte mulți cercetători care pun în evidență această diferență pentru că acum, în acest moment, chiar trăim o criză a sexualității. Faptul că în această epocă sexul nu mai este folosit atât de mult pentru funcția lui procreatoare, și este folosit în cupluri pentru a obține cât mai multă intimitate și plăcere, și mai ales descoperirea acestor metode contraceptive, începând din anii 60-70 încoace, ne pune în fața unei noi paradigme în care, pentru care corpul man nu a fost neapărat pro, programat în felul acesta de a menține starea de dorință și de plăcere și de prezență erotică cât mai mult timp. Pentru a face față acestei provocări de care spuneam, de a avea o viață după 3-4 ani de cuplu, să ai o viață împlinitoare din punct de vedere erotic, este nevoie să mergi pe acest gen de energie, adică pe o energie mai mult erotică și nu neapărat pe energia sexuală brută, care ea se consumă foarte mult. Și uh, noile cercetării care s-au făcut este vorba de un model al ciclului al răspunsului ciclului sexual pe care l-a descoperit Rosemary Benson și care vorbește despre un ciclu sexual care este practic neliniar și în care de fapt femeia, că aici vorbim de nevoia mm -hmm. femeii pentru a avea în continuare și a-și menține dorință, ea are nevoie de foarte multă intimitate și conectare emoțională. La femeie lucrurile pornesc de aici, din zona afectivă, ea are nevoie să se simtă conectată cu iubitul, cu soțul ei și atunci se trezește, se dinamizează și cheful, energia erotică. Dacă această conectare are de suferit, atunci are de suferit și relația erotică, da? Și atracția. Care este diferența dintre intimitate și sexualitate? Um, fiindcă de multe ori. Unele persoane consideră că sunt fie același lucru, fie că derivă una din cealaltă. Puteți să ne explicați puțin. Intimitatea este mult mai mult. Este chiar sentimentul acesta, adică vorbim de intimitate emoțională și vorbim și de intimitate sexuală. Na, intimitatea totală implică inclusiv partea aceasta, conectarea aceasta emoțională, faptul că mă simt înțeles, mă simt în siguranță, mă simt confortabil în prezența celuilalt, simt că pot să-mi deschid sufletul că pot să fiu eu cel care sunt. De aici, dintr-o intimitate emoțională, atât a bărbatului față de femeie, cât și a femeii față de bărbat, se naște cu adevărat o relație erotică sexuală de calitate. Din această intimitate, adică dacă putem să spunem așa, intimitatea este acel cadru foarte larg care face posibilă dezvoltarea unei sexualități frumoase, cuprinzătoare. Dacă vorbim numai strict de sexualitate, sexualitatea este acea energie, hai să spunem, instinctuală, brută, folosită poate mai mult pentru partea aceasta procreatoare, pentru potențialul de procreiere, pentru ca funcție reproducătoare și face ca viața intimă dintre cei doi să fie mult mai săracă și să fie lipsită de profunzime, pentru că, de exemplu, anticii, da? și vorbim aici de tradiția taoistă, ei știau mm. foarte bine că și aveau o, au o metaforă foarte frumoasă, că bărbatul este ca focul, femeia este ca apa. Adică bărbatul se aprinde imediat, da? El, energia aceasta, forța asta instinctuală este foarte mare, iar femeia este ca apa. Ea are nevoie de un timp ca să ajungă la temperatura de fierbere. Și acest mm -hmm. timp de care are femeia, da, pentru ca cei doi să ajungă la același nivel, se poate acoperi prin intermediul preludiului. Da, e că adică preludiul, încălzirea aceasta și mm -hmm. o să vorbim, adică chiar de timpul acesta de care are nevoie femeia de a trece dintr-o stare, pentru că acum femeia nu mai este atât de mult în energia ei feminină. Dacă e să vorbim de această schimbare foarte puternică și aceste roluri care acum sunt un pic mm -hmm. schimbate față de civilizația tradițională. Acum femeia intră foarte mult într-un rol masculin, ea se ce la serviciu, ea face față unor provocări, este dinamică, este șefă, aduce și ea bani în casă, are foarte multe responsabilități și atunci ea foarte mult intră foarte mult într-o energie masculină. Și atunci pentru a se relaxa, pentru a deveni femeie, pentru a se conecta cu soțul, cu Iubitul mm -hmm. ei are nevoie de un timp pentru a se așeza, pentru că atunci când intrăm într-o energie de genul ăsta foarte, foarte activă, fie că vrem, fie că nu vrem, în corpul nostru se secretă niște hormoni masculini. Adică, totuși, secreția aceasta de testosteron da? adică este un pic, este destul de prezentă și, să spunem, nu neapărat hormonul masculin, cât cortizolul, hormonul stresului, care este mm -hmm. un inhibitor adevărat al estrogenului, care este hormonul feminin. Și atunci, da. pentru ca femeia să se, se poată se poate intra în rolul acesta de femeie, să se, se relaxeze, să poată să facă dragoste, să devină blândă, drăguță, feminină, așa cum știm noi că. Mm -hmm. Cum ne-am dorit să. Da. să și fim și să și da, da. devenim. Are nevoie de un timp, adică are nevoie să-și ia acest timp. Dar cum poate o femeie să-și ia, adică timpul vă referiți, timp fizic timp sau fizic, timp da. fizic? Timp fizic da. și să-și acorde această, adică să știe să se cunoască, să-și cunoască aceste mecanisme și să știe care are nevoie de timp. De exemplu, mm -hmm. vorbeam înainte da. de emisiune, da, o femeie este mamă, are atâta responsabilități, este prinsă între a face curat, a găti, a avea grijă de copil. Și ideea, bun, știu că trebuie să fiu femeie, știu că trebuie să mă deschid erotic, sexual și față de soțul meu. Bun, cum fac acest lucru? Deci îmi dau un stop, adică îmi dau, îmi iau un timp. Nu pot să trec imediat să sar, să spunem, în aceeași secundă din mm -hmm. hainele de gospodină și așa să fiu cea mai sexy și seducătoare Corect. femeie și femeie. Pe... Da, și trebuie să înțeleg lucrul acesta și să-mi iau acest răgaz de câteva minute, o jumătate de oră sau cât am nevoie să pot să am puțin grijă de mine, să, să cobor puțin motorul, să încetinesc viteza, să trec ușor în altă stare și, bineînțeles, și bărbații au nevoie să înțeleagă acest lucru, să fie, să sprijine femeia, să o ajute. Dar pentru mine a fost un semnal de alarmă în momentul în care sexul nu a mai funcționat, la modul că mi-a spus mie că, uite, e cazul să te reîntorci către tine și către energia aceasta feminină. Am trecut mai întâi prin starea de vină și mă simțeam disfuncțională, simțeam că poate ceva s-a întâmplat, s-a mi s-a stricat ceva, am născut natural și poate din cauza asta eu nu, nu o să mai simt plăcere niciodată ce se întâmplă în organismul meu. Dar ulterior, după ce m-am detașat puțin de planul acesta emoțional care mă lua pe sus și îmi făcea o mie de scenarii, mi-am dat seama că este vorba de fapt despre conflictul dintre rolul de mamă și femeia sexuală din mine și fiecare se luptă acolo să-și păstreze locul în psihicul meu, dar uite că în loc să mă împovărez de chestia asta, aleg să o gândesc ca pe o transformare și ca pe o evoluție și Exact, exact așa este. Adică este vorba de o evoluție și de a înmagazina, de a face prezente în interiorul nostru mai multe roluri, de a manifesta mai multe roluri. Pentru că pot să fiu și o mamă extraordinară și o iubită minunată pentru soțul meu și o, o business woman, da? dar toate acestea înseamnă ca eu să am această atenție și să mă dedic și să înțeleg și vorbeai de ideea aceasta că de a lăpta, Da, adică în timp ce femeia lăptează, de multe ori nu se simte foarte sexy, pentru că în corpul ei se secretă acel hormon prolactina, care este clar un inhibitor al libidoului și al dorinței sexuale. Și de asemenea, chiar și prezența anticoncepționalelor determină scăderea libidoului. Adică sunt mulți factori în care femeia are de luptat pentru a rămâne pe linia acestea, aceasta unei dorințe sexuale crescute și aș spune că totuși cel mai important dușman al libidoului, al dorinței sexuale este stresul și epuizarea. Mm -hmm. Da, adică de... stresul, da. când o femeie este super obosită și epuizată, că trebuie să facă mult prea multe lucruri și nu are ajutor din partea familiei, da, din partea soțului, nu are puțin timp pentru ea, indiferent ce ar însemna acest timp, să stau, să citesc, adică să fac ceva care este bun pentru mine, atunci această stare clar ne blochează și ne, ne inhibă energia erotică. Mă sperie puțin ce ziceați dumneavoastră cu rolurile și că noi putem să fim și aia și aia și aia, că e iarăși, cumva, presiunea aceasta de a fi de toate sau de a fi. Mi se pare că mă sperie la modul că înțeleg perfect ce spune și că ar fi minunat să ne găsim echilibrul ăsta, dar simt că e și o presiune din asta păi, că trebuie da, să. Da, uite, presiunea vine din faptul că ne spunem în minte trebuie, trebuie să fiu. Nu, eu am folosit cuvântul putem, nu am mm -hmm. folosit cuvântul trebuie. Dacă spunem trebuie, atunci creăm această presiune. Trebuie să fiu și aia, și aia, și femeia, și e adevărat, adică e un punct de înțelepciune să spun nu pot dar mm -hmm. acum sunt atât, atâta pot să fac acum, că nu acesta de a forța lucrurile, de a pune, mm -hmm. adică ceea ce ne stresează este într-adevăr presiunea aceasta. Presiunea o... pe care de multe ori noi femeile ne o punem mm -hmm. asupra noastră din dorința de a, nu știu, de a îndeplini cât mai multe roluri și a excela Când la da. toate capitolele. Ne-am și autosabotat puțin probabil în, da. în sensul ăsta, vrând să fim și bine, bine, adică ne face să ne simțim bine, să putem să îndeplinim mai multe roluri și inclusiv, ce spuneați despre Rolurile acestea mai masculine, care normal că au venit încărcate și cu energie, și a trebuit să fie o decompensare, dar mi se pare că este o presiune aici și cred că e foarte fină linia și. și dar înțeleg am... ce spuneți prin asta cu trebuie. Avem voie și aici trebuie, aici chiar <laughs> trebuie, da <laughs> să fim atente la noi și la unde suntem. <laughs> da, pentru că momentul în care intrăm în zona asta de burnout, de epuizare, Nimic nu nimic nu mai merge și partea și este în regulă să spunem, nu mă simt confortabil, am probleme, naștere această schimbare care apare în corpul femeii este incredibilă, dar viața femeii după naștere nu mai este aceeași cu cea dinainte. Începem să avem niște responsabilități și este o ființă care depinde de noi în totalitate. Și este o... O zicală foarte frumoasă în care spune: În momentul în care se naște un copil, atunci se naște și o mamă. Da? da? <laughs> Și mi-a plăcut foarte mult ce a zis, că se naște și un tată până la urmă, da. chiar dacă exact. vorbim despre masă, se naște o familie întreagă și se naște o relație nouă. Pe... O, o relație nouă, da. multe și... lume crede că după ce se va produce nașterea, se pot întoarce la relația dinainte, nu. Fiindcă asta e standardul în capul nostru, dar nu el nu trebuie să fie așa, adică nu e asta o măsură fericirii noastre dacă ne-am întors sau nu la viața de dinainte. Nu, lucrurile trebuie renegociate. Clar, este altă relație. Ce rol ar trebui să aibă bărbatul în toată această transformare? Adică, presupun că nu există, sigur, nu există o rețetă ce atitudine ar trebui să aibă, cum să, dar cum ar putea să ne ajute concret niște păi, tehnici în clare. Să, fie, să fie alături de mamă, să preia din acele greutăți, din sarcini, să aibă și el grijă de copil și, bineînțeles, să o ajute pe mamă la treburile casei și să știți că un mare institut de cercetare din Statele Unite și dr. John Gottman, specialist și expert în relații de cuplu, au descoperit că în relațiile în care soțul este alături de femeie, de soție și de mamă și preia din sarcinile casei, are parte de un sex mult mai des și mai împlinitor. Da, păi. pentru, nu? pentru da. că femeia atunci se simte înțelează, se simte conectată, simte că celălalt este alături de ea și atunci și deschiderea ei. Pentru că totuși, dincolo de tot stresul, partea aceasta de conectare emoțională, faptul că simți că celălalt este alături de tine, că ești în aceeași barcă cu el, că și el își dorește și da, ne simțim protejate, ocrotite de către da. bărbat și nu... Ok, eu doar, am, eu doar îți aduc banii, restul e treaba ta. Dar în același timp mi se pare că cumva noi, femeile, cu energia aceasta puternică pe care o avem, reușim să îi și, și dezechilibrăm pe ei, în, în dorința de a fi totul bine sau în dorința de a avea o familie, nu știu cum. În, 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 reușim să îi dezechilibrăm pentru că de multe ori suntem ca niște mame pentru ei, îi cicălim, nu îi înțelegem nici noi la rândul nostru pe ei. Aici clar că toată povestea asta este un pic, le scade puterea și încrederea bărbaților în ei. Da? Mm -hmm. Adică noi în același timp ne dorim un bărbat puternic care să aibă grijă de noi, care să ne susțină și în același timp noi îi furăm, să spunem, această putere prin această cicălire. Faptul da. că îi facem observație, faptul că nu l apreciem. Și un, un lucru care le oferă foarte, foarte multă putere și încredere în ei este chiar aprecierea femeii pe care o iubesc. În momentul în care noi trecem din rolul acesta de a fi mai perfecționiste, să spunem, sau din spre criticism, și îi apreciăm lucrurile bune pe care le fac. Da, poate că nu este totul de apreciat, dar un lucru, măcar din ceea ce fac, da. Deci, chiar așa, se, e o idee foarte faină udă planta care vrei să crească, nu da și buruiana. Da, e că face ceva bun, laud, apreciază ceea ce face bun. Nu trebuie neapărat să fii fals sau neautentic și să lauzi lucrurile care nu sunt în regulă sau care nu-ți plac. Eu voiam doar să adaug ceva la ce a spus dumneavoastră. De multe ori, din cauza contextului euboselii și așa mai departe, ne băgăm foarte tare în tumultul de sentimente și în critică și în ne băgăm adânc și uităm să ne retragem puțin și să-l observăm pe bărbatul de care ne-am îndrăgostit și să cum ați spus, să-l apreciem, dar nu putem să-l apreciem neobservându-l. Eu mă uit cu dragoste la soțul meu când îl văd că se joacă ceva și își mișcă degetele pe sub masă ca, de la picioare ca un copil mic și mi se pare mă, mă distrez copios și râd în interiorul meu. Dacă aș fi acolo cu el cicălitoare și mamă, dar ce trebuie să mâncăm, dar de ce nu face aia, dar de ce se joacă în loc să fac acum nu știu ce cu copilul nostru, dacă aș fi așa, probabil că n-aș mai putea să iubesc, să iubesc la el micile gesturi. Că uneori aceste gesturi ale lor nu sunt mărețe, poate, sau noi nu le considerăm mărețe, dar sunt, există și sunt în detalii de multe ori și sunt în, nu știu, în iubirea noastră există aceste gesturi. Da, așa este. Așa mă scuzați, v-am întrerupt, dar mi-am nu, dat nu, seama. Este de... foarte. Așa este. Gesturile acestea, adică putem să admirăm și să ne placă lucruri foarte. Mărunte, lucruri care țin de personalitatea lui, că cu siguranță, da, cu siguranță ne plac și am fost atrași de ceva din moment ce suntem în relație și ne reîntoarcem un pic să punem accentul pe ceea ce funcționează, pe ceea ce pla ne place, pentru că altfel unde ne este atenția, ceea primim, adică intrăm foarte mult în zona aceasta de critică, și bosco rodeal și mm -hmm. așa ce avem. Adică avem o stare de nemulțumire, de mm -hmm. insatisfacție, de resentimente. Da. Eu am o întrebare de tip da. ou sau găina. Femeia, o un casă, să zic să luăm un cas teoretic, dar cu siguranță este în multe dintre situații. Femeia spune, nu mă pot deschide sexual față de tine fiindcă nu simt că mai, sunt, că mai pot avea, nu mă mai simt bine, nu mai am încredere, nu mă mai simt protejată, admirată de tine. Bărbatul spune um, exact pe, pe invers, am nevoie să avem o, o conexiune sexuală ca să pot să-ți ofer aceste lucruri. E practic da, așa este. O, un război al da. și ale și al nevoilor, da. care de fapt sunt aceleași, dar sunt exprimate cauzal diferit. Cine are, nu cred că are cineva, doar cineva trebuie, dar cum aici rezolvăm? aici ai spus foarte bine că este un război al egourilor. Da? Adică ce trebuie să facem? Trebuie să trecem pe alt nivel, adică să intrăm în zona aceasta de iubire și de dăruire. Relația nu este locul unde ne ducem să luăm, este locul în care ne ducem să dăm. Și întotdeauna unul dintre cei doi totuși are o putere un pic mai mare de a iubi. Până la urmă, dacă eu pot să fac lucrul acesta, adică până la urmă această stare a mea cu mine însumi, în faptul că eu nu mă mai simt atrăgătoare sau faptul că eu nu mă mai simt apreciată, da, e adevărat, depinde și de celălalt, celălalt mă poate ajuta. Dar dincolo de asta este responsabilitatea mea să-mi rezolv și este minunat ca celălalt să contribuie și el, da. indiferent dacă aș fi în relația asta sau nu, eu, mie tot mi-ar fi benefic să am încredere în mine, să mă, apreciez. Și, de exemplu, pot să fac acest lucru, adică și, într-adevăr, uite, mai ales după naștere, dacă vorbim despre acest moment, clar că schimbările care au loc în corpul femeii, femeia trebuie din nou să se reconecteze la ea, să facă acele transformări, să îi placă din nou de ea cum arată, să se reconecteze la ea și acest lucru clar că este în primul rând în beneficiul ei. Da, dar cu siguranță că bine ar fi ca amândoi să facă cât un pas, nu către celălalt, da? Și bărbatul în direcția aceasta, aprecierii, a, 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 conectării, a valorizării, da? Soției sau a mămicii și femeia să facă un pic un efort de a se, de a se deschide sau uite, chiar așa cum spune, adică chiar faptul că spune aceste lucruri, ce are nevoie, poate să fie un pas foarte important și bărbatul să-și dea seama că uite, am și eu nevoie, dar uh -huh. în momentul în care într-o relație, egourile ajungem doar pe un nivel al egourilor, aici de multe ori e destul de complicat. Dar și trebuie atunci să ne ridicăm pe nivelul acesta al iubirii. Că întotdeauna... Dar cum facem să ne ridicăm pe nivelul acesta? Că egoul, din păcate, îl constru construim și îl punem straturi, straturi, straturi. Așa este. Doar că, pur și simplu, iubind adică uh -huh. momentul uh -huh. acela intrând într-o zonă de generozitate de iubire, de compasiune uh -huh. chiar asta vorbeam cu Ioana zilele trecute discutam noi la telefon și vorbeam că băi uite și tu și eu am trecut prin situații în care ne uh, ne enervau ne, ne bărbații noștri da, sau mă rog, aveam probleme am, cu da. ei și îi spuneam că uite eu exercițiul ăsta îl fac de câte ori într-un într într carusel că îmi dau seama că îmi dau seama că am intrat în acest carusel ale goului când nu mă mai simt foarte confortabil și când sunt în continuu supărată. Și atunci i-am zis că, băi uite, eu fix asta fac. Încerc să-l privesc cu iubire, îl privesc cu foarte multă dragoste de om, nu neapărat de bărbat, ca pe un om pe care îl iubesc pentru că există în viața mea, că suntem aici și când intră pe ușă, în loc să mă duc către el, traga era așa puțin în piept, fix asta fac și îl aștept cu iubire, cu căldură, mă duc la el. Și el face fix aceleași lucruri, dar nu mă mai deranjează deloc. Adică. Cumva iubirea, da, reușește să învingă ego-ul în cazul. Exact așa este, adică să nu credeți că dacă e o luptă cu adevărat pe care o avem de dus cu toți, este lupta aceasta cu egourile noastre. Dar ce, sunt, ce este de fapt ego? Sunt aceste mecanisme de apărare pe care le avem, sunt aceste nevoi, sunt aceste vulnerabilități, sunt momentul în care... Uh, ave... Intrăm într o zonă poate spunem așa un pic regresăm, mm -hmm. da, ca și vârstă Și nu mai sunt eu femeia aceea de la 20 și ceva de ani sau da, sau 30 sau. Dar ce sunt o fetiță micuță care are nevoie de atenție, de câteva cuvinte frumoase. Este în regulă. Da, adică să avem și să conștientizăm acest lucru înăuntru nostru, dar adică ceea ce ai spus tu este foarte valoros, că îmi dau seama atunci pe ce energie sunt. Adică, că sunt în energia asta a iubirii, a, a maturității, a da, în zona aceasta, sau sunt în zona aceasta a egoului? Ego-ul poate să ne păcălească și să aducă mii și mii de motive și pretexte și, și cu siguranță că ne poate face viața un chin mm. și ne poate face viața foarte mizerabilă. Și atunci ridicându-ne în această în niște emoții mult mai elevate, cum sunt aceasta de bunăvoință, iubire, compasiune, care chiar au o frecvență, o rezonanță mult mai înaltă, putem să ieșim din această capcană a egoului. da Și să trecem spre acest nivel a unei relații conștiente, pentru că de fapt acesta este viitorul. Da. Să trecem dintr-o relație din aceasta așa instinctuală, Deși, imatură, în care, sigur, într-un fel gândim la 20 și ceva de ani, într-un fel gândim la 30 și ceva, după ce avem un copil, după ce am trecut prin multe și avem alte responsabilități. Și atunci intrăm într-o relație conștientă, în care știm că și noi avem niște probleme, și noi avem niște puncte forte și mm -hmm. niște puncte slabe și celălalt la fel. Avem un bagaj emoțional cu care venim din familiile în care ne-am născut și. Da, dar și să știți că exact asta este de cele mai multe ori ceea ce pretindem de la celălalt este atât de greu pentru el de făcut, la fel de greu cum este și ceea ce pretinde el de la noi. Adică exact da. ceea ce ai spus tu mai înainte. Știi că da. și mie mi este foarte greu să intru în zona asta de precere și lui este foarte greu să intre în zona asta de dăruire, știi probabil. Dar unul dintre noi, cu siguranță. Are... Trebuie să facă un pas da. Mai, da. mai aproape și da. să. E clar că odată ce intri în instanța asta superioară de bunăvoință și de iubire, poate să devină contagioasă și să inspire și pe cel de lângă tine, dar trebuie și antrenată, e clar. Adică trebuie da. să privești și să faci alegerea aceasta exact. la fi, în fața fiecarei exact. emoții, fiecărui exact. moment pe exact. care îl ai. Adică mai întâi e nevoie de multă muncă, fiindcă altfel ne suntem foarte. Foarte da. mult pra de instinctului da. și, și e mai asta simplu da. să te duci acolo, dar mai nefericită situația într-un final. Da, pentru că ai spus foarte bine, adică este o alegere, exact, este o alegere și asta poți să faci o alegere în momentul în care ești conștient. Adică te-ai ciognit de atâtea ori de situația respectivă, poate că nu ai acționat așa cum trebuie și acum spui stai, da, acum pot să fac altfel, adică pot să aleg altfel, să mă comport altfel. Și aici vine din această forță, într-adevăr, a conștientizării. Da, cum. Voiam să vă întreb, mă rog, referitor la latura sexuală, dar și în cazul ăsta da. se implică foarte tare. Ce, ce întrebări ar trebui să ne punem, să începem procesul ăsta de conștientizare, de acceptare că ceva nu e în regulă, de. nu știu cum să-l numesc, da, de conștientizare. Cum. Conștientizare vis-a-vis -vis de ce? De faptul că nu ne este bine. Că nu ne este bine la nivel sexual, spre exemplu. E, e nevoie de mult curaj să acceptăm că ceva este în neregulă. Mm. Aici avem nevoie de această sinceritate, adică de a fi sinceri cu noi înșine și de a avea aceste momente de introspecție. Asta ne mă simt bine, sunt ok, sunt în regulă, este ceea ce îmi doresc, sunt acolo unde. Da? Și atunci când constat că lucrurile nu sunt exact așa cum îmi doresc, atunci să încep să, mă, să văd ce, care ar fi pașii aceștia micuți pe care Aș putea să fac. La începutul relației am fost acolo, da, mm -hmm. adică poate că sunt unele relații care poate că nu au viață foarte împlinitoare sau extraordinară nici la începutul relației, da, poate că din start nu este vorba neapărat de o compatibilitate erotică extraordinară între cei doi. Și atunci, bun, da, într-adevăr, apelarea la cineva care să ne ghideze din exterior este de multe ori foarte de ajutor sau pot să citesc anumite cărți în prima fază, dar este foarte, foarte important să înțelegem aceste diferențe care sunt structural între un bărbat și o femeie, între psihicul unui bărbat și psihicul unei femei, între modul cum se raportează din punct de vedere sexual un bărbat și o femeie. Aș spune ceva aici, a? tot domnul Dr. Gottman, într-o carte a lui, apropo de ce își doresc femeile, spune că Um, penisul unui bărbat uh, reacționează la calitatea relației dintre cei doi. Adică, de multe ori, când ceva se strică în relație, poate că se strică și pentru că acea relație are niște... Da, o undeva s-a stricat ceva. Adică, dincolo de voința hmm. noastră și ceea ce vrem noi cu mintea noastră, există o ceva subtil între, da. între cei doi, adică la nivel subconștient este o anumită dinamică psihică. Și aici vorbim apropo de rolurile acestea, că în femeia poate că intră foarte mult în rolul în psihologie se cunoaște ideea aceasta de femeie castratoare, adică în uh -huh. femeia devine foarte dominantă, foarte puternică, acaparează, da? adică nu recunoaște bărbatul și atunci chiar dacă el conștient nu înțelege lucrurile astea, da, ceva din structura lui îl face să se contracte, da, reacționează și se contractă, e teamă, nu se deschide, da. e greu, e o presiune asupra lui, este ca într-o stare de anxietate, mm -hmm. știi, adică da. nu se simte super confortabil lângă femeia respectivă dintr-o anumită cauză, da, sau... Zona cealaltă, poate că există o anumită apropo de roluri, da? Când femeia intră într-un rol de fetiță și este tot timpul genul acesta, victimă, are nevoie de ajutor, de susținere, și bărbatul intră într-un rol de tătic mai mult decât în rolul de iubit sau de soț, da? Și atunci, tot așa, cu timpul scade atracția aceasta erotică sau sunt niște roluri puțin diferite. Deci, mi se pare tare ce ați spus, element cheie, chestia asta că și el reacționează la problemele de, de, cuplu, de intimitate până la urmă și că trebuie să luăm după, de pe umerilor și greutatea aceasta, responsabilitatea acesta a unui sex de calitate. Că atunci când la ei nu funcționează ceva, este poate un moment bun să ne întoarcem împreună cu, da. spre acesta este Cred că bărbații de multor ori și ei se simt singuri în toată treaba asta, că, băi, eu trebuie să da. Aici tot din a, a, ne întoarcem tot la partea aceasta de înțelepciune și de înțelegere mai profundă, că deși bărbații sunt considerați a fi sexul tare sau sexul puternic, sexualitatea lor este foarte delicată și poate să sufere modificări foarte mari și atunci înțelegerea, modul în care noi reacționăm ca femei, înțelegerea, îmbrățișarea, acceptarea, faptul de a-i face să se simtă în siguranță, în lângă noi, în prezența noastră, îi poate ajuta, ne poate ajuta să trecem ușor peste aceste probleme care pot apărea într-o relație. Mm -hmm. Și pentru bărbați poate să fie. Nașterea, schimbarea rolului, da, dintr-o dată eram iubit, acum sunt tată um, și tot ce se întâmplă, da, toată povestea asta poate fi foarte stresant. Am înțeles, sigur, eu n-am avut cazuri, dar am citit că bărbați care și-au dorit foarte mult să asiste la naștere, după ce au rămas marcați de acest episod și, din punct de vedere sexual, au avut de dificultăți, superit, da. au avut dificultăți, da, sunt. Um, fiecare, adică e bine ca în cuplu să se comunice, să se discute despre acest lucru, mm -hmm. cum este pentru tine, cum te simți, este ok, ce s-a întâmplat? Da, poate că apare chiar și o teamă de a nu răni, de a nu face rău, uneori în timpul sarcinii, dacă sarcina este mai cu probleme, poate că o perioadă lungă de timp, luni de zile nu s-a făcut dragoste. Și atunci bărbatul, într-un fel a rămas cu ideea aceasta că da, să nu facă rău, să nu provoace o problemă și atunci când se termină perioada sarcinii, poate bărbatul este încă prins. Rămâne în acea instanță, da. Da, da. rămâne în acea... Cum să spunem? Da, în acea teamă, în acea distanță emoțională pe care și-a luat-o. Deci sunt lucrurile sunt complicate. Da, sunt, dar în același timp mi se pare că ați oferit multe răspunsuri la... Întrebarea aceasta, cum ne oferim și cum primim iubire de la bărbații noștri, pentru că vorbind despre bărbați și înțelegându-le psihicul lor, cu, a, cu a, conștientizăm, că ați vorbit și despre conștientizare, conștientizăm ce, cum putem ajuta, cum putem debloca anumite, anumite lucruri în relația noastră. Și apropo de conștientizarea aceasta, mi se pare fascinant cum de multe ori problemele pe care le. Le, le spunem sau le, lucrurile pe care le cerem de la bărbatul nostru sunt, de fapt, și invers. Adică, fix el este o a problemelor noastre de foarte multe ori. Eu îi reproșez un lucru, de fapt, e fix lucruri pe care eu ar trebui cumva să-l schimb sau să nu, nu, nu de care nu sunt eu mulțumită la mine. Da, chiar așa se și spune că relația are aceasta și această funcție de a ne oglindi. Și că, de fapt, uneori îi reproșăm celuilalt anumite lucruri pe care încă nu le acceptăm mm -hmm. la noi. Și tocmai de aceea ne deranjează atât de mult la celălalt că, în primul rând, noi nu le înțelegem și nu le acceptăm la noi. Sigur, mm -hmm. În secolul în care trăim, relația este, putem să o privim și ca pe o cale extraordinară de transformare și de dezvoltare. Când trecem la această idee de trecere spre o relație conștientă uh -huh. și ai mai spus un lucru foarte fain, că momentul în care noi facem o schimbare și celălalt face o schimbare, adică într-un cuplu care se, în care există iubire și există conectare, când celălalt face un pas în față, se transformă, schimbă ceva și celălalt îl urmează într-un fel sau altul. Adică faptul că eu am reușit să deblochez sau să fac un pas către el, îl ajută să facă și el acel pas către mine. Trebuie exact. da? exact. să intrăm în acest, în acest nivel de dorință, de a vrea să ne schimbăm și să fim mai bine. Altfel, suntem prinși pentru totdeauna da. în, în ego și în frustrare. E Așa clar este. că e pur exact. și simplu un lucru pe care trebuie să-l Aceasta este, de fapt, calea către face. fericire. Fericirea nu poate exista într-o relație în afara acestui proces de transformare, evoluție, abordare conștientă. Deci nu există. Și eu cred, este și credința mea aceea că în momentul în care faci acțiuni mici, evident, venite din suflet și ești perseverent cu asta, nu are cum, ai cum să nu miști ceva din loc. Adică chiar poți să muți niște munți din loc dacă tu schimbi tu pe tine și dacă tu aduci energia asta în casa ta, în familia ta. Da, pentru că exact asta e creăm un loc de, un loc plăcut, un loc liniștit și în psihoterapie. În antiteză cu, da, cu viața cu lumea agitată, da, în psihoterapie este această se numește acest atașament securizat și dobândirea în cuplu a unei stări de Siguranță de, de atașament securizat este foarte vindecătoare, adică cu timpul devine vindecătoare pentru sufletul mm -hmm. celuilalt și celălalt va recunoaște acest lucru, acest proces care se petrece. Mm -hmm. și siguranță că avem și noi de beneficiat da. da. de aici. Așa trebuie să o și privim, nu ca pe am lăsat garda jos și o să fiu eu. Omul bun care cedează, sau, fac sau am pentru... făcut un compromis ca să ne fie bine, că e clar că nu ești în, în mm. mod, modul de relație conștientă și de bunăvoință și de înțelegere și de iubire, ci pur și simplu mă deschid către tine ca să te ajut și ca să fim bine și ca să fim împreună fericiți. Da. Eu recunosc că am trecut prin această revoltă când am devenit mamă, nu? A fost foarte frumos, dar și tulburător pentru mine dintr-o dată, dintr-o petiță așa mai răsfățată, mai nu știu cum, cum eram eu, să devin foarte responsabilă de copil și de căsnicie și de casă. Mi se părea că, băi, dar de ce pe umerii noștri ai femeilor trebuie să existe atâta responsabilitate? De ce tot timpul trebuie să depindă de noi? Și asta e o alegere la urma urmei. Poți să fii împovărat de toate rolurile astea pe care trebuie să le avem? Sau putem sau să le avem, ca să nu zicem neapărat trebuie? Sau ne dorim? Sau ne dorim să ne le dorim. avem? Sau Am putem să ne bucurăm de importanța noastră și de ceea ce putem face, de ceea ce putem mișca. Adică și aici avem o alegere să fim obosiți, frustrați sau să o primim cu deschidere și cu un da, ai ca zis, învățare. Ai zis foarte frumos asta, cu putere, că până la urmă e efectiv ca o putere pe care o avem ca ceva, ca o magie, că da. fac o magie. De ce trebuie să o văd ca pe... Asta mi-o zic mie uh -huh. acum pentru mine. De ce trebuie uh -huh. să o văd ca pe o povărare. Când pot să mă gândesc că sunt efectiv o zână bună cu o paghetă și că unde vin eu cu energia mea și cu iubirea mea, transform în jurul da. meu. Adică Da, și aici vorbește exact despre raportarea la un principiu extrem, extrem de profund. Da, pentru că dacă ne raportăm la, la ceea ce înseamnă de fapt maternitatea și energia aceasta feminină, da, ne ducem la ideea aceasta de supremă mamă. Da? care exact aceasta este? Este acea energie fantastică, este forța creatoare a lui Dumnezeu, este partea de manifestare în unele tradiții, aceasta se numește Mahashakti, da? sau la noi chiar mai Maica Domnului, care până la urmă este acest aspect al creației. Și deci în momentul în care începem să vedem partea mai profundă, înțelegerea mai profundă, exact așa ajungem. Ajungem Frumos. asemenea niște zeițe, da, că e ideea aceasta trăiește zeița din tine, trezește puterea fantastică din dinăuntru tău magiciana din mm -hmm. tine. Da, pentru că aici suntem. Mm -hmm. da, aici voiam să dau cum fac eu, eu, pentru mine, vă întreb din punctul meu de vedere. Cum fac eu ca în zeița aceasta să dau și sexualitatea? Ne întoarcem din nou la prietenii noștri tau care spun la, că la, da. Că spun că atunci când este un foc prea puternic, evaporă apa. Da? Și o apă prea mare stinge focul. Deci dacă bărbatul are un libido sau pune o presiune sau o dorință mai mare, ajunge să inhibe, știi, mm -hmm. femeia. Mm -hmm. Da? Și atunci ce ar însemna? Ar însemna ca apa noastră să crească. Deci tu ca să-ți dezvolți un pic mai mult energia ta, energia feminină. Și aici clar că poziția în care ești, adică faptul că tu încă alăptezi, cum am spus, și este o secreție de prolactină încă foarte prezent. Poate, da? Deci, un pic bun. Dar ce poate să facă femeia ca să aducă energie sexuală? Sigur, ai nevoie un pic de mai mult timp ca să te odihnești, ca să te simți un pic iarăși bine. Dacă simți că e ceva legat de imaginea ta de sine, da? Mm -hmm. Lucrează un pic, știi? Mm -hmm. Dacă sunt anumite lucruri pe care tu... Sau, pur și simplu, acceptă acest lucru, acceptă ceea ce îți spune... Iubitul, soțul tău care spune, Doamne, dar nu ești perfectă, da. ești minunată, ești așa, da. acceptă-ți. <laughs> mi e nu? greu, mă și emoționez când așa, îmi spuneți asta. Deci, că, acceptă, da, ajunge acceptă, la mine. acceptă acest lucru. Adică, adică, scade un pic din perfecționismul acela sau din standardul acela extraordinar de înalt pe care poate l-ai tu vis-a-vis -vis de tine, de aspectul tău. Mm -hmm. Pentru că acum, clar, s-au produs niște. Transformări, niște schimbări, ești pe cale, o să revii sau o să schimbi și o să devii așa cum îți dorești, dar uh, acceptă-te și așa cum ești în momentul acesta. Pentru că dacă aducem acest război cu noi, cu imaginea noastră și avem o stare de disconfort și lucrul ăsta ne stresează, deci uh, pentru noi ca femei să putem să avem un act uh, amoros de calitate, este important să fim relaxate. Da, și pentru bărbași, pentru a avea stări de orgasm foarte înalte și pentru a înțelege și a trăi din plin, este nevoie să ne abandonăm și să ne relaxăm, mm -hmm. da? Și aici fiecare femeie are locurile, să zicem așa, da? Adică poate că e nevoie să cedez controlul, da? Să pot cu adevărat să mă dăruiesc, să... atunci când sunt în, mm -hmm. împreună cu, cu soțul meu, pur și simplu nu mă mai interesează nimic, da? Închid... Ușile, tot bun. Sau poate că acum stau un pic cu... în tensiune. Oare vine copilul? Oare plânge? Oare trebuie să mă duc? Oare sunt așa? Atunci nu pot să mă relaxez. Nu da. pot să mă. Este, mi se pare un element cheie și un ceva, o înțelepciune foarte mare în ceea ce ați spus, că o resimt puternică. Dacă eu vreau și să fiu un control, să știu că totul e bine, copilul e bine, toate sunt bine, mi este foarte greu să mă abandonez. Este, este o luptă de. Deci, da. da, trebuie să învățăm să ne abandonăm cumva, să ne lăsăm. Da. Da, da, adică atunci în momentul acela, sunt acolo, sunt prezent 100%. Sunt prezent, în corpul meu, în plăcerea mea, mă conectez la plăcerea pe care o am. Mintea, dacă o ia razna se gândește la altceva sau există această, această, această idee a spectatorizării, adică eu mă uit la mine din afară și zic, a, ia uite ce face, da, mă comentez. Din... Uh -huh. Da, nu. Adică sunt acolo și sunt conectată la plăcerea pe care o am. Indiferent din ce ar veni această plăcere din atingere din sărut, sunt imersată în experiența respectivă. Da, francezii consideră că atunci când te face dragoste sau atunci când avem orgasm este mica moarte. Uh -huh. Pentru că moare ego-ul, da, apropo de prietenul nostru. Da. da? Și atunci... Este clar că, și aici o să vă citesc puțin, că ca să atingem această maestrie, nu numai și sexual, dar și uh, cu noi sau interpersonal, e nevoie de muncă, e nevoie de disciplină, e nevoie de perseverență, e nevoie de conștiență să fim acolo, de nu ni se întâmplă nu. pur și simplu stând sau uh, e doar compatibilitate și dacă nu este am închis subiectul. Este o muncă pe care o depunem ca să ne da. cunoaștem mai bine și ca să fim bine noi. Da, așa este. Și cum putem concret să ne antrenăm această măestrie sexuală? Ați spus să ne abandonăm, să încercăm să fim prezente în momentul acela, să... Să citim, să citim povești, să citim cărți, să vedem ce au povestit alte femei. De exemplu, să ne antrenăm mușchii vaginali cu acele exerciții Kegel. Și după naștere este foarte important să facem aceste lucruri, acele contracții, da, ale mușchilor puboc ca să... Contractăm să întărim planșeul pelvian, uh -huh. da, și aici ne ajută și să avem orgasme mai puternice și împotriva incontinenței urinare, care poate apărea sau da. prolapsului, da, uterin. Deci. Și putem să facem aceste exerciții Kegel care aduc foarte multă energie, deci, practic, ne pun în contact cu corpul nostru în același timp și ne aduc și energie mm -hmm. sexuală. Și asta putem să-l facem oricând, pentru că nu ne vede nimeni, trebuie să-l facem da. și acum da. când stăm în vorbă. Da, da, da. Și să amplificăm această, această energie și, de asemenea. Prin această... Adică, un pic încercând să eliminăm și blocajele pe care le avem, cum am spus, uite, nu-mi place de mine imaginea mea de sine, poate, sau lipsa capacității de a mă abandona, sau faptul că nu mai țin mm -hmm. încă controlul, sau pot, de asemenea, să țină chiar de interacțiunea cu partenerul nostru, mm -hmm. că am nevoie, adică, o mai bună comunicare în cuplu, să pot să-i spun ce-mi place, cum îmi place, și el, la fel, poate să avem alt ritm, să avem alt gen de interacțiune. Dacă sunt lucruri mai Profunde mai complicate, uite, chiar să uh -huh. contactez pe cineva, un specialist, un profesionist care ar putea să ne cu siguranță Eu cred că o să vă, vă voi contacta <laughs> să ne vedem. Nu știu, și da. în <laughs> Nu știu dacă ai cu adevărat nevoie, da? Eu da. cred, eu cred, cred vă spun, sincer. Da. Uite, Spre da. exemplu, vorbeați despre despre vagin și despre cum să fi mai în contact cu noi și mă gândeam că, uite, după nașterea naturală, simt că eu n-am avut așa un closure, un, nu știu, o uh -huh. închidere a unui capitol. Uh -huh efectiv nu simt că nu mai mi-aparține vaginul meu, sim că n-am reușit să reintru în contact cu... Pentru un început, uite, realizează exercițiile acestea Kengal. Uh -huh. Da, care sunt foarte importante, pentru că atunci conștiința ta se va duce acolo, uneori când nașterea este mai grea, mai dureroasă, poate să apară acest fenomen de disociere se numește, mm -hmm. adică în care un pic, ca să pot să fac față durerii, să așa mă rup de partea respectivă a corpului meu. Mm -hmm. da. Și atunci, a, prin acest exercițiu, o să vezi că o să te reconectezi, o să aduci din nou în câmpul Da, conștiinței știu că sunt așa teoretic, dar mie mi se pare că ele chiar funcționează, pentru că doar făcând sau gândindu-mă da. la chestia asta... Uh, primul, prima mea e în o, o, generală, după care încep să reintru în contact așa cu uh -huh. zona aceea și cu mine uh -huh. și da, da, adică poți să o faci timp de 10-15 minute pe zi, în orice timp pe aceștia morți, timp de 49 de zile, adică să-ți iei pe o perioadă mai lungă de timp, adică să nu crezi că gata am făcut 10 minute două, într zi da, și da. am rezolvat nu, o perioadă mai lungă de timp pentru că nu ne strică absolut deloc, ne ajută pe toate femeile de pe planeta asta ne-ar ajuta să facem acest gen de exerciții și asta ne păstrăm tinerețea și fermitatea mușchilor vaginali. Noi vă mulțumim, mulțumim foarte mult, mult pentru mult. discuția de astăzi. Simt că cel puțin eu mi-am găsit câteva răspunsuri, și sper că și femeile și, și bărbații care ne ascultă să, să găsească răspunsuri. Sunt în încheiere. Voi, voi, spune chiar un citat pe care l-am găsit la dumneavoastră pe Facebook și așa că chiar invit ascultătorii noștri să intre pe pagină pentru că vor găsi pe acolo câteva lucruri care chiar sunt foarte frumoase. Citatul este al lui Rumi, unul dintre cei mai mari reprezentanți ai sufismului misticii islamice. Spune așa, pe cei care nu simt iubirea ca pe un torent, care nu beau zorile ca pe o ceașcă de ceai sau care nu-și fac o moară dintr-un apus, pe cei care nu vor să se trezească, pe aceea lăsați-i să doarmă. Mulțumim că ne-ai ascultat! Urmărește-ne pe YouTube dacă dorești să ne vezi și pe Instagram și Facebook pentru noi subiecte de discuție. Pa, pa! pa.